Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și de data aceasta voi modera emisiunea Puls de la Orizont TV. Chiar dacă moderatorii pot fi uneori schimbați în situații excepționale, tema de astăzi nu poate fi schimbată, ea este bătută în cuie, este fixă. E vorba de summitul Comunității Politice Europene care s-a desfășurat în Chișinău, cumva la invitația Maie Sandu, la castelul Mimi în Bulboaca și am avut o suită întreagă de oaspeți demnitari înalți din Europa, din Uniunea Europeană. Vreau să discutăm această temă, chiar dacă ea a fost discutată și de alți jurnaliști, observatori, politicieni, pentru că au rămas foarte multe întrebări, au rămas lucruri nelămurite. E vorba și de finanțare din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova și de șansele noastre de integrare europeană. E vorba și de viitorul continentului european pe care mai mari acestei lumi din Europa au venit cumva să o decidă soarta continentului și în Republica Moldova. Vreau să discutăm aceste teme împreună cu trei invitați. Avem doi politicieni, vorba de Igor Clipi, secretar general al CUB, Partidul CUB, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, și domnul Nicolae Ciubuc, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat European, pe care îi salut în această sală. De asemenea, avem și vocea societății civile, e vorba de Dumitru Ciubașenco, jurnalist, pe care de asemenea o salutăm și îi spunem bună seara. Bună seara. Fiecare din invitații noștri are și o fostă funcție importantă și aș vrea cu tot din adinsul să menționez că domnul Clipi a fost ambasador al Republicii Moldova în Lituania, atunci când a avut loc un important summit, inclusiv pentru Republica Moldova, la Vilnius din 2013, care tot a fost considerat un summit istoric. Să vedem dacă acest lucru se confirmă. Domnul Ciubuc este fost ministru al agriculturii, un om din cabinetul Filip, un om versat în problemele economice și care țin și de ajutoarele din afară, iar Dumitru Ciubașenco este pur și simplu un fost candidat la funcția de președinte în 2016, cu un rezultat foarte frumos și, desigur, în acea perioadă și-a asumat responsabilități foarte mari și sper că această fostă funcție îi va ajuta să ne lămurească în spinoasa problema summitului de la Bulboaca. Înainte de a porni această discuție, aș vrea totuși să propun să o ascultăm pe președinta țării, Maia Sandu, care s-a referit la rezultatele acestui summit. Sigur, doamna Maia Sandu a fost anfitrioana, i-a primit pe toți invitații, am urmărit această defilare a președinților și premierilor altor state și a asumat întreaga responsabilitate pentru acest summit și am înțeles că la final a rămas mulțumită de desfășurarea lui. Să auzim ce a spus doamna Maia Sandu. În aceste zile, toată Europa a arătat că are încredere în Republica Moldova și că țara noastră este respectată de toate statele europene. Iar summitul european de la Bulboaca a fost un semnal că avem însemnătate pentru Uniunea Europeană. Găzduirea summitului este un semnal clar că Moldova este importantă pentru Uniunea Europeană și pentru alte țări de pe continentul nostru și că vocea noastră contează. Moldova nu mai este văzută drept o țară care se lasă batjocorită de Kremlin. Moldova are de muncit în următorii ani pentru a deschide cât mai curând negocierile cu UE, acolo unde este așteptată către anul 2030, spune Sandu. Avem în față un drum clar, știm unde mergem, vrem să construim Moldova europeană acasă. Potrivit șefului statului, în zilele summitului a fost anunțată lansarea misiunii de parteneriat a Uniunii Europene la Chișinău, care va ajuta instituțiile statului să gestioneze crizele și va contribui la sporirea rezilienței țării la amenințările hibride. UE ne ajută să sporim capacitatea de apărare și să modernizăm armata. Prin intermediul instrumentului european pentru pace în valoare de 87 de milioane de euro, în aceste zile Moldova a primit prima donație de echipamente moderne pentru sistemul de apărare, a mai spus Sandu. Suplimentar, Polonia a anunțat o donație de șase avioane cu echipamente de protecție, cum ar fi căști, veste și tehnică de ultimă generație, pentru a ajuta Ministerul Afacerilor Interne să asigure ordinea și securitatea publică.
Ungaria s-a alăturat altor donatori la Fondul de Încredere NATO pentru Moldova cu o contribuție de 300.000 de dolari pentru întărirea capacității de apărare a țării noastre. Întrebată de reporterul Orizont TV despre costurile suportate pentru organizarea evenimentului, Sandu a spus că acestea vor fi făcute publice de către Ministerul de Externe până la acestei săptămâni și că o parte din ele au fost acoperite de către Consiliul Uniunii Europene. Chiar dacă încă nu există suma finală și cred că în următoarele zile până la sfârșitul săptămânii sper că acest buget va fi publicat, vreau să vă spun cu toată certitudinea că beneficiile depășesc cu mult costurile acestui summit. Șefa statului s-a mai referit la ieftinirea tarifelor de roaming cu UE care vor fi reduse din 1 ianuarie 2024, despre ajutorul de 50 de milioane de euro acordat de Norvegia pentru a cumpăra gaze naturale, dar și despre planul de dezvoltare economică și investiții destinat Moldovei, care va crește de la 600 de milioane la 1,6 miliarde de euro. Comunitatea politică europeană a fost creată la inițiativa președintelui Franței Emmanuel Macron anul trecut. Este o platformă de dialog pentru liderii europeni la care se discută și se găsesc soluții pentru cele mai mari probleme ale Europei, printre care securitatea, stabilitatea, reziliența energetică, războiul din Ucraina și restabilirea păcii. La evenimentul de la Bulboaca au participat 49 de conducători europeni. Bun, aș vrea să încep această discuție cu domnul Clipi, pornind și de la experiența dumneavoastră în relațiile diplomatice, comparând cu ceea ce s-a întâmplat la Vilnius în 2013. Considerați că summitul de la Bulboaca a fost un succes, în primul rând din punct de vedere organizatoric, pentru că chișinăuienii și moldovenii în general s-au ciocnit pentru prima dată cu asemenea restricții care, bun, din punctul de vedere al nostru, al moldovenilor, par un pic ciudate. Dar, de asemenea, aș vrea să vă referiți și la efectele acestui summit din punct de vedere diplomatic și al relațiilor internaționale. A contat acest summit pentru că este această nedumerire. Nu s-a luat nicio decizie la acest summit. Am avut norocul și șansa să asist la trei, sau să particip la trei summituri în Vilnius. Ăla care l-ați menționat dumneavoastră a fost la fel summitul Comunității Democrațiilor, care a avut loc la Vilnius, și OSCE, a avut summitul tot atunci. Deci am avut mai multe ocazii să pot face paralele din mai multe puncte de vedere. Dar cu referință la ceea ce am avut noi în Chișinău, eu am avut cumva ocazia să mă pronunț la înainte de eveniment, că summit e un termen un pic relativ în cazul dat, din cauza că s-ar potrivi mai bine unei instituții care are un conținut clar, un regulament, o structură, o apartenență, o aderență. Deci atunci... Și ce a fost asta atunci? Bun, a fost un eveniment de anvergură, cu siguranță, doar că noi asta un lucru mi-am notat, este că noi nu suntem foarte grijulii cu terminologia care o utilizăm. Și de asta deseori amestecăm. De exemplu, integrarea europeană am cumva suprapus-o pe acest eveniment, care în opinia mea nu are numai decât tangență directă. Dumneavoastră ați menționat în principiu corect, au fost țări din Uniunea Europeană și de pe continent european. Noi cred că trebuie să apreciem acest eveniment, el este totuși deosebit, cu siguranță, prezența Republica Moldova a unui număr atât de mare de șefi de state și de guverne este un lucru remarcabil. Doar că el nu are treabă sau nu este numai decât, nu se referă sau nu are o conexiune directă cu integrarea europeană. Tot ce ține de integrarea europeană, inclusiv ajutoarele care vor veni sau nu vor veni, inclusiv condiționalitățile care noi trebuie să le îndeplinim, urmează să le parcurgem. Este o reușită a Republicii Moldova care realmente s-a făcut remarcată pe plan internațional, e o chestie care nu poate fi negată. Am înțeles. Domnul Cibuc, dumneavoastră, ați văzut utilitatea acestui summit pentru Republica Moldova, pentru regiune și ce vi s-a părut important în cadrul acestui summit? Au fost unii care au spus că n-am înțeles de ce au venit acești oameni la Bulboaca. Nu. În primul rând, dacă întrebați de avantaje, desigur sunt și anumite avantaje și trebuie să privim și lucrurile pozitive, rezultate
urmare acestui summit. În primul rând, iarăși, vorbim de calitatea sau de calificativul istoric. Într-adevăr, aici ar trebui cumva să delimităm clar din ce punct de vedere noi privim istoric. Până la urmă, orice eveniment, inclusiv politic, summit-uri și așa mai departe, lasă în urmă sau lasă în istorie amprenta. Doar că noi, de regulă, trebuie să înțelegem foarte clar că atunci când vorbim de un eveniment, așa cum îl descriem noi, cu conotație și de importanță și de anvergură care va avea urmări istorice, în primul rând trebuie să rezultăm din rezultatele acestui. Și aici, într-adevăr, practic nu avem niciun rezultat. Dacă vorbim de summitul de la Vilnius, care s-a soldat cu semnarea acordului de asociere, după care acordul de liber schimb și așa mai departe, liberalizarea regimului de viză, iată, aici putem vorbi de rezultate istorice care cu siguranță au un rezultat pozitiv, în primul rând, pentru Republica Moldova. Dacă vorbim de summitul Comunității Politice Europene, care s-a desfășurat la Chișinău, fiind a doua reuniune, putem vorbi și de aici, din punct de vedere istoric, fiindcă este o reuniune informală, creată acum un an, și practic a doua reuniune a avut loc în Republica Moldova. Istoric. Doar că trebuie să înțelegem iarăși, să facem o distincție clară ce înseamnă un summit și ce generează acesta pentru Republica Moldova. Și aici, desigur, trebuie de menționat că ca rezultate noi nu am văzut absolut nimic. Ne-am așteptat că vor fi abordate mai multe subiecte, inclusiv cu anumite decizii. Nu am văzut aceste decizii. Este cumva poate și firesc, fiindcă acest summit el nu are un statut, da? El nu înlocuiește sau nu vine să preia anumite atribuții ale organizațiilor sau structurilor internaționale. Și mai mult ca atât, nu prevede că poate în viitor să fie cumva formalizat. Cum să este și din titlul acestui generic denumire acestui acestei organizații, scopul acestuia este de a comunica, de a coopera pe anumite probleme de interes comun în vederea consolidării securității pe continentul european. Iată, pornind de la ideea că este o platformă de dialog, asta și de fapt trebuie să ne așteptăm atunci când vorbim de importanța lui. Deja, dacă vorbim pe termen scurt, da, pentru Republica Moldova, câteva zile de cap de afiș în toate presa inclusiv internațională, unde s-a discutat, asta lucru absolut bine, normal. Mai mulți șefi de state, trebuie să recunoaștem, au fost pentru prima dată, au avut ocazia să cunoască Republica Moldova, că sunt tradiții, ospitalitate și așa mai departe. Da, Doamne, să mai vină, fiindcă da, pentru asta suntem toți, să generăm motive ca în Republica Moldova să aibă loc cât mai multe evenimente. Iarăși, pornind de la ce ar avea de câștigat Republica Moldova sau ce a avut de câștigat, este platforma de comunicare, iarăși pornind de la idee, în care noi ne putem expune care sunt angajamentele, să ne aliniem cumva iarăși la tot ceea ce numim noi valori europene, să arătăm atașamentul Republicii Moldova față de tot ce înseamnă Uniunea Europeană și într-o formă sau alta să redăm sau să reiterăm toate angajamentele și toate dorința, da, Republicii Moldova de am a înțeles se ancora la tot ce numim valori europene. Este înțeles o platformă, cum am spus, de comunicare, dar care în esență, din păcate, nu s-a soldat cu anumite rezultate palpabile pentru Republica Moldova. Domnul Cibașencu, nimic concret, nimic nu s-a decis, dar un summit important pentru că e o platformă de comunicare, de dialog și asta s-a întâmplat în Republica Moldova pentru prima dată. Oaspeții au venit și au văzut Republica Moldova. Domnul Clipi spune că pentru prima și ultima dată, mulți dintre ei. Dumneavoastră, ce ați desprins din această reuniune? Pentru mine, nu multe lucruri, dar câteva lucruri au devenit cu mult mai clare și asta e important pentru mine. Deci, pentru președinte Maia Sandu a fost un mare succes, chiar un triumf. Ea s-a aflat în jurul prietenilor, într-o atmosferă plăcută, între oameni care o susțineau, spuneau numai lucruri și cuvinte plăcute, nu o criticau, nu puneau întrebări incomode, cum pun compatrioții săi. Deci era foarte plăcut și comod acolo. Ea
a notat 5 lucruri importante ca rezultate a acestui summit, însuși Maia Sandu. Primul, foarte scurt am să spun, primul, Moldova este privită ca viitorul membru Uniunii Europene. Doi, Moldova se află în siguranță protejată de prietenii săi europeni. Trei, deci roaming și podul peste Nistru. Patru, creditul Norvegiei 50 de milioane. Și șase, 1 miliard 600 de milioane de la Comisia Europeană. De 1 miliard 600, o să vorbim mai târziu. Dar cât privește partea economică, sunt lucruri de rutină, într-adevăr nu sunt legate de summit-ul. Securitatea n-am să vorbesc, dar cu privire la este privită ca viitorul membru UE și este membru UE, este o distanță foarte mare. Și eu am cel puțin 5 întrebări la care n-am primit răspuns. Dar vă rog, pe scurt. Foarte pe scurt. Prima întrebare, dacă Moldova corespunde criteriul de la Copenhaga și va corespunde peste 7 ani, în 2030. Doi, dacă Moldova poate deveni membru UE înainte de Ucraina. Eu cred că nu poate. Trei, cum va arăta Uniunea Europeană și dacă va avea poftă să se lărgească în viitor? Patru, dacă Rusia va permite ca Moldova să adere la UE? Și încă un punct. Bun, nu contează, dar da. Vreau să vă spun deci că astea nu sunt întrebări, astea sunt mai curând necunoscute. Da. Sunt niște lucruri. Dacă sunt întrebări la care nimeni nu știe răspunsuri, dar care sunt foarte importante. Deci, pentru mine, sensul cel mai important a acestui summit a fost, poate nu legat direct de eveniment, faptul că pe fundalul acestei întâlniri, Maia Sandu a declarat pentru presa străină că ea va candida pentru un nou mandat de președinte. Deci ea s-a lansat în campania electorală și a folosit un moment foarte potrivit pentru ea când a fost susținută de toată domnul Europa. Despre momentul lansării doamnei Maia Sandu o să mai vorbim. Mici completări la ceea ce am spus eu și inclusiv în contextul celor menționate de domnul Ciubașenco. Deci, domnul Ciubașenco, iar ați legat Republica Moldova de Uniunea Europeană, summit-ul și noi încercăm să ne dar am avut această senzație, domnul Clipi. Nu, înțeleg. Asta a fost și uneva inițiativa sau dorința guvernării de a prezenta acesta ca un eveniment relaționat cu integrarea europeană. El, după mine, nu este. Dar eu vreau să spun altceva. Summitul a marcat niște lucruri, în opinia mea, foarte importante, care cumva au trecut nediscutate. În opinia mea, de la venirea guvernării actuale la putere și până în prezent s-a produs o schimbare de mesaj totală. Deci de la neutralitate, la diferite relații incerte, incoerente, noi am avut un mesaj acum totalmente geopolitic. Republica Moldova, într-un fel, a fost împinsă, ori s-a mișcat acolo unde s-a opus până în prezent. Că pasul dar a venit tot Uniunea Europeană, nu? Băi, este Occidentul mai degrabă. Pasul a venit cu un mesaj pro-CSI, cu un mesaj pro-neutralitate, cu un mesaj destul de rezervat, chiar și în momentul când urma să se discuta despre invitația Republicii Moldova la UE, au fost niște analiști politici foarte pro-europeni care încercau să justifice nenecesitatea acestui pas, dacă vă aduceți aminte. Deci, acum noi constatăm că Republica Moldova, de fapt, a trecut totalmente în cealaltă tabără. Noi la acest summit n-am avut doi mari absenți. Este Rusia și Belarus. Dar noi de mult am simțit acest lucru. Nu, dar acum e cumva au fost consfințit în opinia mea. Deci noi avem o mișcare serioasă pentru Republica Moldova. În opinia mea, după această reuniune, Republica Moldova se va mișca tot mai sigur spre NATO și tot mai sigur spre Occident. Eu vreau să vă opriți aici ca și să dau voie domnului Ciubuc și domnul Ciubașencu să reacționeze la față de ceea ce ați spus.
pentru că nu este deloc evident că Republica Moldova nu mai are cale de întoarcere, adică este o irreversibilitate. Nu, asta e vorba din guvernul. În parte ce ține de vectorul european, desigur aici trebuie să fim toți în aceeași idei și să constatăm că unica șansă de dezvoltare și de supraviețuire a Republicii Moldova este în cadrul Uniunii Europene. Acolo sunt standarde, acolo sunt reguli, injustiții și așa mai departe. Deci, care așa trebuie să fie potrivit dumneavoastră, dar așa nu este. Păi, spre asta trebuie să stingem așa. Și aici trebuie noi, inclusiv opoziția, societatea civilă, ca să dăm din deget și să penalizăm acolo unde este cazul. Și noi vedem foarte multe derapaje de la tot ceea ce, inclusiv de la cea retorică, că unica șansă sau ceea ce a menționat și domnul Cibașencu ca prima constatare a doamnei președinte, da? Că Uniunea Europeană și deja suntem maică europeni. Evident că avem foarte mult de muncit și aceste declarații nu au scop decât doar să ducă lumea în eroare, un pic de manipulare. Ați simțit un pic dezinformare la absolut, fiindcă dacă intrăm în esența lucrurilor, constatăm de fapt că acest summit, încă o dată reiterez că nu are absolut nimic cu angajamentele și cu tot ceea ce numim noi avansare pe calea Uniunii Europene. Ori calea Uniunii Europene este un standard, este o regulă, regulamentele UE, tratatul de aderare la Uniunea Europeană, care trebuie să respectat și pe care a mers fiecare țară. Ori Republica Moldova nu este excepție. Cu toate că am văzut câteva excepții în 2022, când a fost acordat statutul de țară candidat, atunci la 23 iunie, când în mare parte, hai să recunoaștem că a fost și guvernare, recunoaște că a fost cu titlul de avans, reieșind din contextul și conjunctura, inclusiv războiul din Ucraina, cumva a favorizat acordarea acestui statut Ucrainei și respectiv la pachet Republicii Moldova. Dar dincolo de aceasta urmează o cale absolut lungă, urmează îndeplinirea numeroaselor condiții la care a făcut referință și domnul Cibașencu legat de condiționalitățile de la Copenhaga, care trebuie să respectate. Și aici urmează că să vedem care vor fi rezultatele. Eu rezultate. Să mai revin la această întrebare. Aș vrea să-l întreb și pe domnul Cibașencu dacă este de acord cu domnul Clipi că suntem ca niciodată mai aproape de lumea euroatlantică, nu doar de integrare europeană, domnul Clipi a spus și de NATO, pentru că astăzi Mircea Geoană, vice-secretarul general al NATO, a spus că Moldova este ca niciodată aproape de NATO. Și tema NATO a existat la summitul de la Bulboaca, pentru că președintele Zelenski, ucrainean prezent la summit, el era interesat de summitul de la Vilnius, NATO. Pe dânsul asta îl interesează, nu Uniunea Europeană. Pe de o parte, dacă reșim din declarațiile, întâlnirile, da, Moldova este foarte aproape de UE, de NATO. Pe de altă parte, ea este foarte departe în sensul că nu poate fi cu adevărat deveni membru UE și membru NATO. Deci, eu cred că asta e absolut imposibil. Și în același timp, ce am observat că politicienii din Europa o susțin pe Maia Sandu necondiționat, absolut necondiționat. Ea este criticată în interiorul aici la noi acasă pentru multe lucruri, pentru multe greșeli, derapaje democratice. Occidentalii nu spun nimic, nu o critică, nu fac observații, nu cer nimic. Aici aș vrea să contrazic un pic. Ea este un fel de regină pentru nu este un lider exclusiv și se vede că ei o vor susține la alegerile prezidențiale. De fapt, ea nu are alternativă ca pe acest eșcherul noi, de dreapta. Noi cu alegerile prezidențiale vom mai vorbi, că avem doi reprezentanți. Nu este chiar așa, domnul Cibașencu. Faptul este opinia mea. Înțeleg, eu înțeleg în opinia noastră, dar asta e o opinie generalizată și ea are temeri. Dar este impresia asta, domnul Clip. Este temeri, dar eu vreau să... Da, și dincolo de ce am... În afară oricării respectiv, dar tot ce ține de relația Republicii Moldova cu instituțiile europene, Parlamentul European, Comisia Europeană, va merge probabil brici până la un moment. În momentul în care vor interveni voce... Pe muncă de cuțit, adus, pe brici? Brici, va merge brici. Va merge, merge brici, da. Da, în momentul în care vor interveni vocile statelor membre, atunci multe lucruri se vor schimba. Așa. Securitate. Și aici vreau să fac o rectificare la ceea ce a spus dumneavoastră, referitor la... Este susținut necondiționat. Nu chiar așa. Dacă luăm, de exemplu, opiniile Comisiei la Veneția,
dacă ne uităm la opiniile Dicafului, dacă ne uităm la asta, opinia Greco, da? Freedom House. Deci sunt lucruri care se dau de înțeles și sunt rapoarte devastatoare pentru guvernare. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Este evident că eu nu pot nega faptul că multe lucruri sunt acceptate as it is, cum se spune. Deci asta este, ceilalți sunt neputincioși și incapabili. Nu, dar este un lucru. Noi am intrat pe un făgaș de geopolitică care a fost negat și respins până în prezent în Republica Moldova. De asta lucrurile se vor schimba. Geopolitica impune un pic alt tip de abordare și alt tip de mesaj. Și anumite... o toleranță mai mare la lucrurile din Moldova este posibil. Domnul Clipi spune că am intrat pe făgaș geopolitic, dar oricum și la acest summit am avut discursuri ale unor lideri de stat, inclusiv a președintelui României, Klaus Iohannis, care spunea că, dar de fapt tehnic, contează îndeplinirea angajamentelor, contează drumul greu parcurs de Republica Moldova într-o adaptare. Până la urmă, cumva făcând ecoul discuției pe care am purtat-o, este Maia Sandu mai presus de orice critică și asta înseamnă că se va merge pe făgașul geopolitic și îi se va ierta toate păcatele în ei, Republicii Moldova, și nu va merge brici în Uniunea Europeană, sau la un moment dat liderii europeni vor începe să pună întrebări cu privire la problemele din Republica Moldova și vor apărea obstacole în calea integrării europene a Republicii Moldova. De fapt, se observă o parțialitate, da? O atitudine părtinitoare în raport cu activitatea guvernării și în special a președintei Maia Sandu. Practic îi sunt iertate și sunt trecute pe alături orice derapaj care se întâmplă de la normele și democrația veritabilă care trebuie să fie implementată într-un stat de drept. Și aici vedem mai multe lucruri care se întâmplă, nenumerase sesizări care au fost făcute la adresa organismelor europene, Consiliul Europei, Comisia Europeană, așa mai departe, de societate civilă, de reprezentanții mass media și așa mai departe, și nu vedem o reacție adecvată din partea organelor. Da, avem anumite constatări și concluzii ale Greco, Comisia de la Veneția, dar într-un final, concluzia per total, că tot e bine, că noi susținem necondiționat. Între timp, economia este într-o stagnare, nu avem reforme pe domeniul economic, reformele anunțate practic sunt eșuate, mă refer la reforma justiției, reforma administrației publice și multe, multe alte lucruri care, din păcate, sunt ignorate. Și noi aici trebuie să ne amintim de o altă experiență, nu atât de frumoasă, vreo 10 ani în urmă, când exact același lucru se tolera și am ajuns în situația când și furtul miliardului a avut prea mari încrederi, multe scheme care s-au petrecut anume în perioada de istorie frumoase care au fost promovate în Republica Moldova. Noi știm asta, dar știu oare europenii. Și aici, iarăși, dacă mesajul domnului Iohannis, desigur, este unul de încurajare, dar în același timp de atenționare autorităților Republicii Moldova, de atenționare la parcurgerea căi spre Uniunea Europeană conform agendei și conform condițiilor prestabilite. România a trecut 10 sau 15 ani în urmă acest acale. Și oricum s-a spus că n-a fost pregătită. Au făcut anumite greșeli, au trecut prin toate aceste proceduri și este evident un semnal pentru Republica Moldova să fie pregătită și să-și asume acele angajamente pentru a parcurge calea exactă, fiindcă uitați-vă de un an, am pomenit despre situația acordării statutului de țară candidat. Avem un an, peste două săptămâni de când a fost acordat acest statut și noi la ziua de astăzi suntem restanțieri la foarte multe lucruri. Nouă condiționalități care au fost anunțate că vor fi îndeplinite până la finele anului 2022, până în martie 2023, aici Termenul tot a fost transferat și la ziua de astăzi ce avem? Nu avem absolut nimic. Nouă condiționalități legate de dezoligarhizare, legate de lupta cu corupția, reforma justiției, societate civilă și multe, multe alte lucruri care, din păcate, nu vedem rezultate. În alt context, vedem declarațiile și același ministru de externe care, în viziunea dânsului, dezoligarhizare îi preluarea aeroportului. Totuși, și condamnarea lui Șor. Asta e dezoligarhizare. În timp ce Uniunea Europeană, atunci când a instituit aceste condiționalități, a prevăzut clar că trebuie de aprobat acte normative, regulamente, legi, ca astfel de situații să nu se mai întâmple în următoarea perioadă. Exact așa. Mi-a părut și mie foarte ciudat această intervenție a domnului Nicu Popescu. Totuși, domnul Popescu a spus și un lucru
important, care corelează cu ceea ce spuneți, dar aș vrea să-l întreb și pe domnul Ciubășencu acest moment. Domnul Popescu a spus că nu este deloc sigur că ne vom grăbi, vom merge rapid, cum spun englezii, speed up, vom accelera mersul nostru spre Uniunea Europeană, pentru că sunt state ca Suedia, Austria, Danemarca, care pun probleme, ridică întrebări și spun că până nu vom fi gata, până nu vom lupta cu și vom învinge corupția, nu vom avea 2030 integrare sau la sfârșitul acestui an deschiderea capitolelor de negociere. Aș vrea să-l citesc și pe Yanis Mazeikis, ambasadorul Uniunii Europene, care și el atenționează că există probleme. El spune că, de exemplu, în procesul de pre-vetting am văzut frustrări care au durat mai mult timp decât și-ar fi dorit autoritățile. Proiecte care vizează independența justiției, domeniul de securitate, sunt foarte sensibile și el spune că accentul trebuie să fie pus nu pe viteză, dar Maia Sandu și guvernarea vorbește despre viteză, de speed up, dar despre calitate. Există, are dreptate domnul Ciubuc că la un moment dat Uniunea Europeană și un moment dat foarte curând vor începe să se uite la altceva, nu la Maia Sandu și la Plăcinte cu Dovleac și Icre de Știucă sau Mămăligă cu Trufie, dar la implementarea acestor condiționări. Cred că această întrebare ține mai mult de relațiile între occidentali. Că la nivel superior politic, Maia Sandu are toată susținerea. Uitați-vă, la Bulbacu au fost 4 din 7 lideri G7. Macron, Scholz, Meloni și Sunak. Biden o susține foarte tare. A fost la Varșava, noi am văzut. Prim-ministru Canadei a dat curs solicitării de a introduce sancțiuni împotriva lui Platon, deși Uniunea Europeană, Marea Britanie n-au făcut acest lucru. Deci ea are această susținere. Lucruri despre care dumneavoastră vorbiți, organizații, țin mai mult de birocrație europeană. Deci este un mecanism, UE este birocrația. Și acolo sunt majeichi, salții, sunt birocrați. Ei au agenda sa, au documente, au niște hârtii unde pe puncte, 127 de paragrafe acolo ce trebuie de făcut. Și este întrebarea, cum va fi corelată această susținere politică la nivel cel mai înalt, necondiționată, absolută, cu această mecanismul acest birocratic. Eu mi-aș permite totuși să intervin, dar și la nivel politic sunt state care nu doresc o grăbire a integrării europene. S-a vorbit despre austrieci care au spus, dar stați puțin, sunt Balcanii de Vest. Și punctul 2. Eu am pus întrebarea dacă Republica Moldova poate fi primită înainte de Ucraina. Nu poate fi primită înainte de Ucraina. Deci ea a fost... Dar credeți că noi vrem să fim primiți înainte de Ucraina? Guvernarea noastră. De ce nu poate fi primită? Acuși, domnul Clipe. Eu am să încerc să explic. Deci, toată lumea recunoaște că noi am primit acest statut de țară candidat ca nu anexă, ca remorcă la Ucraina. Deci, și ucrainii chiar sunt supărați puțin pe moldoveni că și ei au primit. Este gelozie. Da. Și, în primul rând, conducerea Ucrainei niciodată nu va fi de acord ca moldovenii în așa, să-i ocolească și, nu știu, prin ușa din spate să intre în Uniunea Europeană. Că ei se consideră acum cei mai importanți, chiar în Europa, Ucraina, că ei luptă pentru cu Rusia, pentru valorile europene, pentru securitate, etc. Da. Și că moldovenii așa șmecherești să treacă din spate lor, ei nu vor fi de acord niciodată Ucraina. Dar înseamnă asta oare că noi vom aștepta până se va încheia războiul? Pentru că până se încheie războiul... Da, pentru că Ucraina nu poate fi primită în rândul său până nu va fi cel puțin o claritate cu privire la hotarul ei. Nu știu, aici dumneavoastră ați folosit doar o idee care mi se pare greșită. Ați spus că Rusia va accepta integrarea Republicii Moldova în UE. Da, este o întrebare. Este o întrebare. Și a doua oră, dar ucrainii vor accepta? Deci noi totdeauna ne raportăm la... Eu înțeleg logica, eu nu contest. Eu spun că ar fi loc și pentru o altă abordare. Noi ce vrem? Noi ce vrem? În momentul când noi vom decide că vrem ceva, problema noastră nu este că noi tare vrem în Uniunea Europeană. Problema este că noi întrebăm, dar ce ne vor permite alții? Dar există un plan la noi să intrăm în Uniunea Europeană fără Ucraina? Pentru că toți spun că suntem la pachet.
Eu am avut impresia că dacă nu era războiul declanșat împotriva Ucrainei, noi deja eram parte componenta Transnistriei. Da? Iată, noi, după declanșarea acestui război, încă căutăm în Transnistria Partida Păcii. Da? Deci noi încă trenăm pe același mesaj care urmează. Deci războiul încă n-a delimitat apele în Republica Moldova. Cei s-au dat la Chișinău acum în summitul respectiv ne împinge într-un fel mai tare decât noi vrem. Asta este concluzia. Unde ne împinge? Spre acolo unde noi nu putem fi decât acolo. Deci fiindcă Ucraina nu ne va permite, nu ca stat, ca națiune, dar ca situație geopolitică. Fiindcă... Deci după război totul se va... Nu știu, acum războiul poate dura mai mult. Îmi vine greu să spun. Tot mai tare se aud vocile. Dar noi nu avem dreptul să așteptăm până se va termina războiul. Poate dura mult, poate dura puțin. Noi trebuie să ne pregătim de această Războiul determinat, o determinat acordarea statutului de țară candidat Ucrainei și Republicii Moldova și tot războiul va determina perioada în care noi vom fi gata să accedem în Uniunea Europeană. Tot depinde de felul cum se vor aranja lucrurile în urma finalizării acestui război. Dar politicienii nu spun asta. Asta nu cumva decât. Se nu subînțelege. Păi, nu numai decât. Da. Subînțelege, dar acest lucru este unul evident. Fiindcă vă dați seama, în situația în care Rusia cumva vor deține în continuare influența asupra Ucrainei, există premiză ca Republica Moldova da. Mai am repede înțeles. Să acceadă, iarăși în contextul unei înțelegeri la nivel mondial sau la nivel de părți care decid în continuare, okay. Uniunea Europeană, Statele Unite sau împreună cu... Domnul Ciu, dați-mi voie să încheie, domnul Ciu. Foarte scurt. Da. Ca Uniunea Europeană să o accepte pe Ucraina în componența sa, trebuie să înțeleagă unde se treacă hotarul de est, de fapt a Uniunii Europene deja, nu a Ucrainei, dar noi nu știm unde o să treacă acest hotar. Înțelegeți, eu înțeleg că și dumneavoastră, domnul Cibuc, aveți așa o abordare. Hai să vedem cum se termină războiul și după asta noi în o să alegem. Nu este abordarea corectă. Nu este corectă, dar care este soluția una viabilă? Expert. Și atunci trebuie să vrei ceva, că de la faptul că nu știi când se termină războiul, hai să ne amintim un an în urmă, atunci după alegerile parlamentare din 2021, cineva din liderii PAS-ului anunțau că noi, la sfârșit de mandat, vom depune cereri pentru aderare la Uniunea Europeană. Au venit războiul, au depus mult mai devreme. Evident că tot este legat de evoluția războiului. Dar care e opinia dumneavoastră, o viziunea dumneavoastră a Republicii Moldova? Așteptarea sfârșitului războiului? Dar nu e vorba de așteptare. Dar ce vorba vreți să faceți până atunci? Dacă am obținut statutul de țară candidat, înseamnă că să valorificăm acest statut, avem nouă condiționalități, bătând la ușa Uniunii Europene, fraților, noi am îndeplinit aceste nouă condiționalități, dați trecem la următoarea etapă. Dacă nu ne ofeream acest statut, ce făceam noi? Păi, noi îl avem acum. Nu-l avem, aduceți aminte că Republica Moldova a fost o perioadă de timp lider în procesul de integrare europeană? Da. Da? Da. Și noi n-am, deci noi după asta ne-am oprit și am regresat. Acum Ucraina este liderul din diferite considerente și noi acum în loc să ne pliem pe interesele noastre naționale, noi în continuare ne gândim, hai să vedem ce se va întâmpla. Că dacă se întâmplă așa, noi repede cu rușii. Okay. Dacă nu se întâmplă, noi... Asta e logica. Eu propun să trec la un alt subiect, dar voi spune așa că ucrainenii recunosc că integrarea în UE este cumva dependentă, se va produce în funcție de rezultatele războiului. De asta vor mai curând în NATO decât. La noi altă ordine de priorități, noi vrem în UE, în primul rând. Dar este o delimitare falsă din cauza că în condițiile curente, îndepărtarea de NATO înseamnă îndepărtarea de zona de securitate. Însăși Macron a spus acum la Bratislava că el își retractează opinia că ăsta NATO este în moarte cerebrală, că iată războiul a reînviat NATO. Deci, eu repet, noi suntem într-o altă logică politică acum. Geopolitica se impune în Republica Moldova și trebuie să înțelegem acest lucru. Ei, totuși, majoritatea moldovenilor încă au rezerve. Asta e altceva. Majoritatea moldovenilor este o chestie Dar politicienii grea. Țin cont de părerea. Aș vrea să trec la un alt subiect legat de finanțările Uniunii Europene. Mie mi s-a părut ciudat un pic felul în care Uniunea Europeană și-a prezentat oferta. E vorba de conferința
von der Leyen, știți cum spune la noi pe marginea summitului, pentru că într-adevăr ea n-a spus asta în cadrul summitului, dar aceste declarații au răsunat înainte de summit și Maia Sandu le-a preluat, adică un ajutor triplat de 1.600.000.000 de euro și aceste cifre, cu aceste cifre ne-au bombardat și într-adevăr au sunat impresionant niște sume exorbitante, după care a venit Nicu Popescu și cumva a retractat spunând că 1.600.000.000, asta este finanțarea totală a Uniunii Europene începând cu anul 2021, s-a dat 1.000.000.000. Domnul Ciubuc, dumneavoastră ați fost ministrul agriculturii, ați lucrat în cabinet. Această sumă de 1.600.000.000 de euro începând cu 2021 chiar, este mult, este puțin? Și de ce totuși există această tentație a europenilor de a exagera un pic, de a spune niște cifre inflate în ceea ce privește integrarea europeană? Pentru că a sunat cam în disonanță aceasta. Nu, depinde iar la ce ne raportăm. Dacă luăm ca bază cifra veniturilor la bugetul de stat, care constituie peste 80 de miliarde de lei anual, 1,6 miliarde de euro ar constitui circa 35, aproape 40% dintr-un buget al Republicii Moldova. Este o sumă extrem de consistentă. Doar că de la declarații și la fapte, eu cred că trebuie aici să ne oprim și să vedem suma concretă care a intrat în perioada respectivă în bugetul Republicii Moldova. Și aici, din păcate, trebuie să recunoaștem că guvernarea care și-a asumat transparență și deschidere față de inclusiv de buna guvernanță mijloacelor financiare publice, din păcate nu prea este deschisă de a oferi informații legate de modul de gestionare și utilizare acestor mijloace. Cifra de 1.000.000.000 de euro care deja ca sumă declarată, nu spun la îndoială, vorbesc de suma care efectiv a intrat în conturi. Și dacă ne uităm 2022, eu am informația, raportul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, dacă nu greșesc, au intrat circa 160 de milioane de euro urmare a finanțării în cadrul acelui parteneriat de sprijin pentru Republica Moldova, format din acele trei țări, România, Germania și Franța, circa 160 de milioane, care de altfel tot fac parte din această sumă. În 2021, dacă nu greșesc, tot aproximativ 400 sau 500 de milioane de euro au intrat. Adică, per total, peste 600 de milioane, eu cred că suma care efectiv la ziua de astăzi este intrată în cont. Urmează să vedem, iarăși, aproape încă de sumă triplată, dacă raportăm la 1,6, când va intra și pentru ce domenii vor fi utilizate. Dacă vorbim de necesități, ele, da, e o sumă consistentă, dar problemele și deficitul bugetar care este actualmente înregistrat este o sumă care nu prea este suficientă în soluționarea problemelor care se confruntă Republica Moldova. Vă amintesc că bugetul de stat pentru 2023 a intrat cu un deficit, a fost aprobat cu un deficit de circa 18 miliarde de lei. Avem foarte multe fonduri care rămân neacoperite. Avem mai multe angajamente ale statului în raport cu protecția socială, cu diferite fonduri de dezvoltare care la ziua de astăzi stagnează. Nu avem supliniri la fondul de subvenționare a producătorilor agricoli, fondul de dezvoltare regională și locală. Mai multe lucruri care, din păcate, vedem că lucrurile stagnează. Stau și mă întreb cum de-au reușit guvernele anterioare să se descurce, care n-au beneficiat de asemenea ajutoare substanțiale în condițiile... Vă spun cum. Prin lansarea de reforme și măsuri concrete de disciplină fiscală, în primul rând, și lansarea mai multor reforme. Fiind membru, ați menționat, în guvernul în perioada 2016-2019, mai multe reforme au fost lansate pentru mediul de afaceri, care au pus în funcție. Totuși, guvernarea spune că au existat și problema crizelor succesive. De acord, dar haideți să ne amintim suportul sau sumele venite din partea partenerilor de dezvoltare, care erau mult mai mici decât ceea ce vine actualmente. Și atunci lucrurile au funcționat. Am avut și creștere, dacă o să vă uitați, creșterea economică în fiecare an era într-o ascendentă. Domnul Ciubășancă, eu vreau să vă întreb, pentru dumneavoastră, așa, un om observator, societate civilă, haideți să folosim în continuare acest termen, deși el cumva a fost devalorizat,
Acest impresionant ajutor, aceste declarații ale președintei Comisiei Europene, că acordăm, triplăm ajutorul, reformele în Republica Moldova merg bine. Deci acest ajutor substanțial este un argument serios în favoarea integrării europene. Eu am încercat să aflu din ce este compus această sumă, pentru ce scopuri, de la cine vine și n-am reușit. Nimeni nu poate să explice acest lucru. Este foarte netransparent și neclar ce înseamnă această sumă. Am găsit o cifră pe site-ul Delegației Comisiei Europene, că din toamna 21 până primăvara anul 23 au venit 1,2 miliarde de euro. Și acolo e scris cine e donator, așa, condiții. Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERDU. Deci, BERDU și BIE se ocupă cu business. Astea nu sunt lucruri de beneficii, ei dau credite, obțin proprietăți, de exemplu, băncile sau portul de la Giurgiule, se ocupă cu business. Și cu atât mai mult nu este clar de ce BERDU este inclus în acest volum, că BERDU nu este Banca Uniunii Europene. BERDU are peste 70 de fondatori, shareholders, inclusiv Rusia, China, Tunisia, Uzbekistan. Deci nu are nimic, Uniunea Europeană și ea are, este fondatorul acesta, dar formal nu este banca UE și nu poate fi inclusă formal în acest volum acordat de UE. Despre neclar, că nu e clar, fost un creditul BERD în sumă de 300 de milioane de euro pentru procurarea gazelor naturale. Nimeni nu știe cum s-au cheltuit acești bani. Noi nu mai știm că am plătit 1.500 de euro pentru 1.000 de metri cub de gaz, pentru gazele procurate cu acest credit. Da. Într-adevăr, întrebarea persistă, dar sper în scurt timp să... Prin niște scheme obscure, prin offshore-uri... Eu cred că aici este o mică deturnare de accent se produce, fiindcă Republica Moldova... Puneți dumneavoastră accentul corect. De vreau să pun accentul cum îl văd eu. Da, da. Fiindcă ambii colegi cumva scot în evidență că apar niște nebuloase în jurul finanțării Uniunii Europene. Da, apar. Ok, ele apar, dar ele nu apar din cauza Uniunii Europene, ele apar din cauza guvernării din Republica Moldova. Dar aici e marea problemă, fiindcă Republica Moldova supraviețuiește grație ajutorului Uniunii Europene, Occidentului, dar nebuloasele și toate păcatele sunt pe seama Uniunii Europene. Și din cauza asta, concetățenii și noștri din Găgăuzia consideră Uniunea Europeană rea și nenecesară, iar Rusia salvatoare, înțelegeți? Chiar dacă de acolo nu vine decât propagandă și manipulare, corupție, noi suntem mai satisfăcuți din cauza că în modul când abordăm problema respectivă... Că au trimis consilieri în toate ministeriile. Fiindcă în loc să avem un pic de curaj, să cerem guvernării, de exemplu, eu am, nu știu dacă e o idee ilustră, dar am spus că în câteva rânduri, ar fi bine ca să cerem guvernului să aibă un site unde să fie toate intrările financiare în Republica Moldova, donații, credite, rambursabile, nerambursabile, pentru toate capitolele. Și să vedem de unde au venit, pentru ce au venit, cât s-a cheltuit și cine a cheltuit. Și atunci ar fi cumva mai simplu. Dar asta e problema guvernării. Deci noi și punem păcatele. Nu face acest lucru. Nu face, dar responsabilitatea și imaginea negativă noi o pliem pe Uniunea Europeană. Eu am vrut să-l întreb pe domnul Ciubuc, pornind de la experiența lui de la Ministerul Agriculturii. Iată să vorbesc despre aceste sume. E sume enorme, cu adevărat, și bun, trebuie să fim recunoscători Uniunii Europene că ne dau. Dar mâine agricultorii pornesc niște acțiuni de protest. Fondul de compensare în agricultură, înțeleg că a fost mărit, dar e cu o datorie foarte mare. Eu nu înțeleg, banii aceștia europeni nu pot să meargă direct pentru a rezolva aceste probleme. Agricultorii, din câte înțeleg, au probleme cu exportul, cu importul din Ucraina. Deci, ce se întâmplă? De ce guvernul nu ajută agricultorii în condițiile în care există acest ajutor masiv? Nu, iarăși, vorbim de tratarea și abordarea pe care are guvernarea în raport, inclusiv cu agricultorii.
fiindcă la ziua de astăzi, dacă să facem un screening, o evaluare a sectorului agricol, situația este una extrem și extrem de dificilă. Agricultorii se confruntă cu criză peste criză suprapusă, legate de criza energetică, seceta, prețurile foarte infime din cauza tranzitului și penetrării cerealilor din Ucraina și așa mai departe. Adică costuri mari și încă suplimentar se mai adaugă aceste restanțe față de producătorii agricoli, care încă de anul trecut, din luna septembrie-octombrie, care au depus dosare, că cuși avem un an de zile, încă nu își pot primi subvențiile din partea... Bani, domnule. Păi, iarăși, pornind de la abordarea pe care o are guvernarea, așa vede lucrurile. Să dăm în alte domenii decât agricultura. Și, din păcate, agricultura la ziua de astăzi este sub așteptări la capitolul finanțare. Iar agricultura fără o finanțare consistentă și sustenabilă, practic nu are viitor. Fiindcă aici vorbim de tehnologie, aici vorbim de implementarea mai multor măsuri legate de penetrarea piețelor pentru export, locuri de muncă până la urmă, fiindcă peste 11% din produsul intern brut, asta e agricultura, circa 27% din populația Republicii Moldova trudesc în sectorul. Este un domeniu dincolo de conotația lui economic, este și unul cu conotații sociale. Înțeleg că aceste ajutoare nu sunt suficiente pentru a acoperi toate găurile și guvernul decide... Unde dăm, din păcate, asistăm la mai multe acțiuni sau așa numite reforme și politici populiste, de fațadă, dar în esență nu se întâmplă nimic fiindcă nu ai finanțare. În agricultură. În agricultură vorbesc. Dar acest lucru este valabil și proiectele de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională și locală. Da. Dar în special în agricultură lucrurile sunt gestionate de o manieră foarte, foarte proastă. Dacă vorbim de datoriile la fondul de la agricultori, peste 1 miliard de lei la ziua de astăzi este, sunt datoriile. Am văzut una din revindicările agricultorilor că până la 1 iulie să fie achitate datoriile. Vă spun din experiența pe care am avut-o eu în perioada când am lucrat la IPA, noi maxim în luna martie-aprilie aceste datorii erau stinse. Noi la 1 februarie în fiecare an începeam campania de subvenționare pentru anul curent. La ziua de astăzi nu avem absolut încă nimic claritate. Da, bun, am făcut această digresiune un pic cu agricultorii, pentru că mâine avem aceste proteste și imediat după summitul Comunității Politicii Europene, iată, revenim la realitate. Dar aș vrea, profitând de ocazia că sunt prezenți doi politicieni, să ridic o problemă politică legată de acest summit și de viitor. Însă, la început, aș vrea să întreb pe domnul Cibășencu. Ați spus că Maia Sandu a fost cumva declarată regina acestui bal. Înseamnă asta oare că și acest summit a servit interesele ei și a PAS-ului și în continuare ea este liderul necontestat. Bun, nu al întregii sceni politice, pentru că există partide de stânga care au alți lideri sau îi caută, dar cel puțin ai zonei de dreapta, Maia Sandu este liderul de necontestat și cu ea vor trebui să se împace toate partidele de dreapta. Absolut. Absolut. Deci ea va câștiga alegerile tranșant, n-are concurență, n-are alternativă, deci ceilalți politicieni care toți se consideră pro-europeni, da, și au intenția de a candida pentru funcția de președinte, deci pierde sensul pentru ei să da facă acest lucru. Poftim? Da PAS-ul, partidul PAS. Nu poți câștiga alegerile prezidențiale, dar poți câștiga alegerile parlamentare. Da, dar dacă Maia Sandu... Deci ea de ce a anunțat acest an 20-30? Pentru că, foarte clar, în 25 alegerile prezidențiale. Și ea spune, dacă votați pentru mine, pentru... În 24. În 24, da. Dacă votați pentru al doilea mandat, eu merg înainte cu pe acest... această cale a integrării Europei. Eu am toată susținerea a Europei. Practic, deci ați văzut-o la Bulbaca, da. Și eu am să fac aceste reforme și când se termine cadența a doua, deci aproape deja anul 2030 și noi suntem cu visul aproape împlinit de intrarea în UE. Eu nu știu cu ce ceilalți pot... sobate, deci în alegeri. Acum o să aflăm. În alegeri. Pentru că ei vor spune cam același lucru, dar că noi o să facem integrarea europeană mai bine.
Dar eu nu pot să-mi închip un comisar european sau președintele Comisiei Europeană care spune că acesta o să facă mai bine decât Maia Sandu, pentru că... Și Maia Sandu face bine? Noi încă nu știm, face ea bine sau nu. Ei spun că bine, deci că ea tot face bine, că ea e bravo, că merită toată lauda. Și, deci ea este într-adevăr... Asta a fost contracandidatul ei? Da, că... Și atunci cum? Eu nu mă mir că ea a câștigat. Asta deja o susțineți. Adică în sens că îi susțineți discursul, dar el nu va fi... Nu există, pe acest șcherul de pro-european, nu există niciun concurent care poate concura cu mai... Nu, o afirmație. Spuneți dumneavoastră... E o mică confuzie, fiindcă eu înțeleg logica să suprapuneți poziția de președinte a Republicii cu cea de candidat. Până atunci mai sunt. Deci este un succes al Republicii Moldova. Asta e unul. Doi, încă o replică. Ea este un fel de brand politic pro-european, chiar mondial. Toată lumea o cunoaște în Europa, în America, unde vreți, în Asia. Și pentru Uniunea Europeană, Statele Unite, n-are niciun sens să caute acum alt brand. Da, iată, domnul. Eu sunt un pic mai, nu că sceptic. Pur și simplu, noi trebuie fiecare să ne ocupăm de treaba noastră. Avem în fața alegerile locale. Mâine vor fi proteste fermierilor. Deci, după asta vine iarna nu-i ca vara și vara nu-i ca iarna. Deci, sunt probleme sociale care trebuie gestionate. Sunt probleme care, reforme care trebuie făcute. Sunt lucruri care merg prost. 60% din populația Republicii Moldova acum este pro-europeană. Din aceste 60%, numai 20 ceva de procente, acum am zis că a crescut la 25, sunt gata să voteze pentru PAS. Da? Adică da? PAS tot și o altă problemă. Bun, aici e de văzut, fiindcă dacă, de exemplu, alegerile locale vor demonstra un rezultat prost a PAS-ului, iar PAS-ul se menține doar pe, din păcate pentru noi toți, ca de guvernare, se menține pe imaginea președintei, de văzut ce se întâmplă mai departe, fiindcă lucrurile nu stau pe loc. Iar noi avem datorie să ne facem munca de politicieni și de... Partidul domnului Clipi, aș spune eu, atacă partidul de guvernământ din dreapta. Ei sunt mai la dreapta decât PAS-ul. Partidul dumneavoastră este, aș spune eu, tot e pro-european, dar mai la stânga. Domnul Ciurea, decât... noi știm foarte bine că Republica Moldova cu dreapta-stânga este foarte complicată. Bun, încerc și eu ca politolog să-i zăpăcesc pe alegători, dar bun, domnul Ciubuc, sper că m-a înțeles ce am eu în vedere. Iată, dumneavoastră, credeți în invincibilitatea Maia Sandu, a PAS-ului și care, cam, bun, nu o să divulgați toate secretele, care ar fi mișcările pe care le aveți în vedere pentru a arăta că, bun, Maia Sandu nu este un lider de necontestat, așa cum vor... Nu, bine, unii. Eu cred că dacă vorbim acum de eventuale alegeri prezidențiale care vor avea loc în 2024, eu cred că este mult prea devreme de a da anumite scenarii. Nu uitați că avem în față în toamnă alegerile locale, care va fi o provocare pentru actuala guvernare și un eventual eșec a PAS-ului poate influența alegerile prezidențiale. Doi, dar cum e situația noi cu adevărat, ceea ce spunea și domnul Cibașenco, este faptul că nu este alternativă. Și lumea deseori în discuții, decât pe Dodon, de-am mai bine pe Maia Sandu. Adică, practic, s-au inversat lucrurile. Dacă vă amintiți, în 2020, când au avut loc alegerile prezidențiale, exact, lumea nu au votat sau nu au votat Maia Sandu, cât au votat împotriva lui Igor Dodon. Acest lucru s-ar putea întâmpla și de această dată, desigur, numai nu în raport cu Igor Dodon. Și aici, cu adevărat, dacă ne uităm în plan sau în piața noastră politică, trebuie să recunoaștem că opoziția sau potențiali candidați care la ziua de astăzi s-ar contura și care ar genera într-o perioadă atât de scurtă credibilitate și șansă în eventualele alegeri, este destul de complicat. Dar pe de altă parte, eu zic că este loc și șanse sunt pentru oricine, fiindcă, cu adevărat, atât Maia Sandu cât și actuala guvernare în ansamblu au foarte multe derapaje și foarte multe lucruri care, din păcate, îi trag în jos și spuneam de partid în esență, care cu siguranță își va pune amprenta inclusiv pe rezultatele la alegerile prezidențiale, fiindcă vă uitați, fie la guvern, fie în parlament, eșec total, incompetență. Domnul Ciubuc,
Dumneavoastră sunteți membru al unui partid care este într-o relație apropiată cu Partidul Social Democrat din România. Nu ascundeți acest lucru, este evident. PSD-ul vine în curând la guvernare, nu, el este la guvernare, dar va avea prim-ministru. Ce vă spun, așa, din curiozitate, partenerii din România cu privire la această guvernare? Se împac într-un totul, pentru că sunt zvonuri din care se degajă că, bun, unii lideri din România nu sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă la Chișinău și ar vrea o primenire a scenei politice. E adevărat sau nu? Nu, desigur, toți urmăresc cu atenție și pe locuri cu îngrijorare evoluția politică, economică și socială în Republica Moldova. Toți conștientizează că un eventual eșec a actualei guvernări pro-europene poate distorsiona cursul european a Republicii Moldova și acest lucru este unul absolut real, astfel ne putem trezi că fie la alegerile prezidențiale, eventual alegerile parlamentare, să avem un nou curs în Republica Moldova și asta va fi mult mai grav. Și aici primim deseori îngrijorări din partea partenerilor noștri din România, care, apropo, dispun de o experiență și o expertiză incontestabilă atunci când vorbim de inclusiv integrarea în Uniunea Europeană, practici, experiență și așa mai departe, care cu siguranță ne-ar fi de folos și va fi în continuare valorificată de către noi, cei de la Partidul Social Democrat European din Republica Moldova, în contextul implicării și promovării dezideratului european aici la noi acasă. Asta înseamnă că nu trebuie să așteptați ce o să întâmple la sfârșitul războiului, domnul... Da, domnul Clipi, de sfat, domnul... N-am spus să așteptăm, domnul Clipi. Partidul. Haideți, vă rog, să nu duceți în eroare, fiindcă vrem noi sau nu vrem, nu am spus să așteptăm. S-ar putea să nu fie nevoie de experiența asta. Păi bine, dar dumneavoastră care? Ce propuneți? Noi propunem să ne apucăm de treabă, să facem ce ești. Asta e cel mai ușor de spus, să ne apucăm de treabă. Dar eu n-am spus să așteptăm. Este vorba de o realitate care trebuie să o acceptăm. Eu știu că partidele se supără că reprezentanții altor partide dau sfaturi. Domnul Cibășencu este cel mai în măsură să dea sfaturi tuturor, pentru că nu are apartenență politică. Dar, bun, se acceptă și aceste mici brânciuri. Eu aș mai vrea să discut un singur subiect, pentru că suntem, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Totuși nu putem ocoli subiectul Transnistria. Am văzut o mișcare interesantă a partidului dumneavoastră, domnul Clipi. Ieri Cubul a semnat un parteneriat cu Partidul Sluga Poporului. La summit, discursul domnului Zelenski și ceea ce a spus el despre Transnistria a fost reținut practic de toată lumea. Domnul Zelenski a spus că formatul 5+2 este unul mort, dar că Ucraina va încerca să rezolve problema transnistreană doar cu permisiunea Republicii Moldova, pentru că au existat aceste semne de întrebare. Va interveni în măsura în care va fi solicitat. Să înțeleg că în ceea ce privește aceste subiecte fierbinți legate de securitate, dumneavoastră și colegii dumneavoastră deja ați făcut o alegere foarte clară și mergeți pe această linie, eu îmi permit să-i dau o denumire, ucraino-centristă. Nu, pur și simplu, în timpul summitului de la Bulboaca, cerul deasupra Republicii Moldova a fost asigurat de către... O noapte. Și cât de liniștit a fost, da? Tot ce nu e de neutralitate și fel de soluții de securitate de altă natură decât NATO, în cazul Republicii Moldova, este trișare curată. Deci este o chestie de pro-rusească, doar... ascunsă sub diferite mesaje de astea pseudo-politologice și pseudo-securiste de securitate. Deci noi încercăm să avem o relație bună cu acest partid din Ucraina, care duce povara guvernării în condiții extrem de proaste. Suntem membri la aceeași... Dar PASU sau din cauza ALDE? Noi suntem membri ALDE, împreună Alianța Liberalilor și Democraților. Da, un dialog foarte bun la Stockholm cu secretarul internațional al Slugan Roda și am avut această primă vizită unde sperăm noi că avem perspective bune de cooperare și de conlucrare pe diferite segmente, inclusiv pe cel legat de domeniul agrar și de chestii legate de economia. Deci nu numai chestiuni de securitate. Nu. Domnul Cibușencu, aș vrea să vă întreb ce senzație ați avut legat de discuțiile asupra subiectului transnistrian. Am spus ce a declarat domnul Zelenski, a mai fost și declarația lui Josep Borrell despre faptul că poți
Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană fără a rezolva în fond conflictul transnistrian. Cumva a distonat această afirmație, a fost pe contrasens față de ceea ce noi știm. Dumneavoastră, cum ați văzut această discuțiile pe tema transnistriană? Eu am impresia că acest conflict este foarte departe de a fi rezolvat. Formatul 5+2, într-adevăr, este absolut nefuncțional. Noi, adică sunteți de acord cu domnul aici? Dar domnul Borel, el are mai multe declarații așa. Adică dumneavoastră nu sunteți stranii, de acord? Da, că stranii, da. Pentru că el a invocat exemplul Ciprului. Și, nu doar el. Da. Au mai fost și alți politicieni care au formulat ideea respectivă. Da. O să vedem, dar eu nu cred că... Deci, nu cred în genere că Moldova va fi acceptată în UE, cu atât mai mult cu problema teritorială nerezolvată. Da, da, am înțeles. Domnul Ciubuc, dumneavoastră, cum ați văzut aceste discuții legate de securitate, această poziție că trebuie să abandonăm subiectul transnistrian până la, asta a spus cumva și domnul Zelenski, după victorie vor fi problema transnistriană va fi rezolvată. Ce ați înțeles dumneavoastră din această discuție pe tema Transnistriei? Nu, este evident că această problemă va afecta calea noastră de apropiere de Uniunea Europeană, în formatul în care este la moment. Evident că sunt necesare noi abordări, noi soluții. Evident că formatul 5+2 deja nu mai este funcțional. De fapt, dacă să ne uităm istoric, prea multe rezultate nici în trecut nu. Dar asta înseamnă că trebuie să așteptăm sfârșitul războiului. Exact. Nu e adevărat că trebuie să așteptăm. Una, două și ajungem la... Nu, haideți să ne gândim că acest război poate se finalizează cât mai rapid. Și aici gradul dumneavoastră de optimist, cei care încercați să relaționați cu un partid din Ucraina, ar trebui să fiți mult mai optimist la capitolul finalizarea acestui război. Dacă 30 de ani acest conflict nu a fost soluționat, dacă în câteva luni se finalizează război, eu cred că și respectiv problema transnistriană va fi una mult mai aproape de soluționare, mai ales în contextul în care războiul va fi de partea, sau victoria va fi de partea Ucrainei. Cu cât perspectiva războiului este mai lungă, cu atât necesitatea rezolvării problemei este mai urgentă. Da? Fiindcă altfel noi nu rezolvăm niciodată. Să rezolvăm pe parcurs. Nu, dacă mizăm pe sfârșitul războiului, atunci noi nu avem abordare, nu avem strategie și nu avem viziune, domnul Ciubuc. Noi nu le avem. Dacă vrem să rezolvăm problema respectivă, noi trebuie să ne o formulăm clar. De la vorbe, discuția domnului Borel, clipi referitor la Transnistria, așa, nu este lipsită de sens și de conotații politice serioase. Inclusiv discuția, mesajul un pic mai rece a domnului Iohannis în acest context tot are. El este legat exact de modul cum vede lumea evoluția acestui război. Și fraza care a fost spusă că noi mergem numai cu Transnistria în Uniunea Europeană, tot are conotație politică, fiindcă ea tot ține de viziunea... Asta a spus domnul Iohannis. Asta a spus doamna Maia Sandu. Vorbește despre viziuni diferite de abordare a problemei de securitate și de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în NATO. Domnul Ciubuc, suntem pe final, dar spuneți-mi, vă rog, problema... În general, această teză a guvernării că fără conflictul transnistrian poate fi rezolvat prin integrare europeană, este valabil? Și aș invita pe fiecare dintre voi să răspundă la această întrebare. Pentru că Maia Sandu are această viziune. Conflictul transnistrian nu se va rezolva prin strategii, prin negocieri, se va rezolva prin integrare europeană. De la sine. De la sine. Greu de... Fiindcă această problemă necesită o abordare mult mai largă. Dacă ne uităm iarăși istoric, vedem că de-a lungul timpului, mai ales de când avem un acord de asociere și liber schimb, cel mai mult au avut de facilitat Transnistria, prin exporturile în Uniunea Europeană, așa, prin mai multe lucruri. De aceea, în contextul în care în următoarea perioadă vor demara negocierile,
sperăm foarte mult ca în următoarea perioadă să fim mult mai avansați în raport cu Uniunea Europeană, să deschidă noi oportunități și noi facilități pentru transnistrieni, în așa fel, ca să apară mai multe elemente convingătoare ca să soluționăm pe cale pașnică. În fond, îi dați dreptate aici. Am înțeles. Mersi. Domnul Clipi, 30 de secunde. Deci, de care e întrebarea? Prin integrarea în Uniunea Europeană, putem rezolva conflictul transnistrian fără a aplica alte metode? Păi dacă noi aplicăm regimului separatist aceleași principii și reguli pe care ni le aplicăm nouă, atunci noi putem să mergem mai departe. Iar fraza că noi lăsăm ne pentru... Ne asumăm consecințele? Păi, dar cum vreți dumneavoastră? Cineva să ducă consecințele dumneavoastră? Vă rog, scurt, încă 10 secunde, domnule. Eu înțeleg că așteptați sfârșitul războiului, dar poate dura. Deci noi trebuie să ne asumăm o politică, o viziune concretă. Și atunci putem conta și pe ajutor concret din partea aliaților. Iar dacă noi așteptăm, vor aștepta și ei. Domnul Cibășencu, vă rog la ultima întrebare să răspundeți. Aici unii așteaptă sfârșitul războiului și după asta vom vedea, alții spun că nu trebuie să așteptăm sfârșitul războiului, dar trebuie să acționăm acum și să rezolvăm marele probleme. Da, noi cine trebuie să le abordăm, domnule. Să le abordăm. Această abordare a mai Sandu, că trebuie să facem malul drept mai atractiv pentru malul drept stâng și ei vor veni la noi, este una foarte primitivă. În politica internațională lucrurile nu se fac așa. Dacă s-ar fi făcut așa lucruri, în lumea rămâneau vreo 50 de state, dar nu 200. Am înțeles. Bun, cu această replică a domnului Cibășencu, asupra căreia nu mai avem timp să intervenim, deși am dorit, aș vrea să închei această emisiune Puls, prima pe care o moderez, și aș vrea să le doresc telespectatorilor o seară plăcută alături de cei dragi, sigur, să urmărească în continuare subiectele politice și să fie alături de noi de Orizont TV. La revedere! La revedere!